care fiecare persoană merită o șansă egală la fericire, există o asociație plină de pasiune și compasiune care se dedică oferirii de lumină și speranță în satul Cobusca Nouă din Anenii Noi. Membrii asociației Obștești Viitorul din Cobusca Nouă sunt un grup de părinți care cred în puterea educației prin propriul exemplu. Organizația a câștigat un grant din partea Fundației Hexe per Moldova și a reușit să creeze un spațiu cultural comun al localității în incinta instituției publice Gimnaziul Cobusca Nouă. Comunitatea a fost receptivă, ne-a susținut, fiecare s-a stăruit să facă ceea ce poate mai bine. Dar noi axându-ne de fapt pe lucrările cu biseri și bucătăria tradițională. Au fost organizate două ședințe de oasele cu biseri. În cadrul primei ședințe au fost inițiați, am făcut masterclass-uri, unde am demonstrat, dar erau persoane care cunoșteau deja acest lucru, dar au fost din acei care au venit prima dată, s-au învățat și cu plăcere au cusut aceste lucrări. Prin aceste momente organizatorice mai reamintim ceea ce s-a uitat, mai învățăm generațiile care vin ceva nou. Felicia Ciorba și Sofia Ceban au participat la activitatea de cusut cu mergeluțe din biser și ne-au împărtășit experiența lor. Îți aduce o plăcere când faci o lucrare cu biser și îți vezi munca reușită, e ceva chiar pentru mine. Și această activitate a fost efectuată în special să unească toți locuitorii satului. Și aș spune că când se adună toți locuitorii în clasă și începe a lucra, se simte o aură de armonie. Vera Cerniciuc este profesoară de educație fizică și conducătoarea atelierului de gătit din gimnaziu. Aceasta povestește cu entuziasm despre faptul că oamenii de toate vârstele s-au implicat în activitățile culinare desfășurate, învățând ce este responsabilitatea și grija pentru cel de alături. Acum am implementat masterclass la pregătitul sarmalelor. Am pregătit sarmale de 3 feluri, plăcinte. Vreau să vă zic că s-au implicat majoritatea doritorilor, absolut pe nimeni n-am refuzat. Toți cei care sunt cu interesați sunt bineveniți la noi în colectiv, la noi în cadrul proiectului. Sper să ne reușească până la fine, să contribuim și noi cu un ajutor mic, deci ceea ce am pregătit din bucatele noastre vor fi puse la caserole și vom servi copiii din familiile vulnerabile, bătrânii din sat. Lucia Cotorobai, managera proiectului Coeziune Socială prin promovarea valorilor naționale implementate de către organizația Viitorul din satul Cobusca Nouă cu suportul Hexe Per, susține că activitățile de promovare a tradițiilor și obiceiurilor locale organizate în incinta gimnaziului din sat au contribuit la schimbul de valori, cultură, empatie și bună cooperare între generații. Sunt persoane vulnerabile, dar sunt persoane care s-au implicat cu plăcere și cu mare drag. Avem săli spațioase, bine dotate, încălzite, unde i-am primit, unde ne-am simțit foarte bine, foarte prietenește. Noi suntem un sat mic, dar suntem un sat frumos, cu tradiții frumoase, cu obiceiuri. Și dacă să vă spun că acest proiect a fost implementat prin cadrul asociației, să știți că asociația este foarte binevenită în sate, în instituții. Cu asociația, practic, noi suntem membri, dar părinții din sat, locuitorii satului, sunt la curent cu toate transferurile, cu toate procurările, cu ceea ce se face prin intermediul asociației. Scopul proiectului finanțat de către Hexe per Moldova este crearea unui spațiu cultural comun al localității în incinta instituției publice Gimnaziul Cobusca Nouă. Acest lucru este realizat pentru a răspunde nevoilor localnicilor deja implicați în confecționarea de covoare, haine și alte accesorii tradiționale. Talentelor locale în bucătăria tradițională, integrarea persoanelor social vulnerabile, a refugiaților în activități de promovare a tradițiilor și obiceiurilor.